Am înțeles că evreii liberali acceptă această incinerare, dar în Israel niciodată n-o să aibă. N-am auzit de așa ceva. Evreii țin cu precădere la acel stil de înmormântare în care omul este pus în pielea goală, cum s-a născut de mama lui, învelit într-o pânză imensă albă, făcut ca o mumie, ca un copil mic, cum ai înfășa un copil în fașă, se pune în cutia respectivă de piatră, că acolo mormintele sunt în piatră săpate, se pune aromatele și ce au ei de pus acolo, se lipește cu material din ăla frumos ca să poată să aibă loc descompunerea și să nu iasă mirosul și sănătate. Deci chiar în ziua aceea până la sfințitul soarelui. N-am auzit de lucrul ăsta. Nici la islamiști așa ceva, nici de cum la ortodoxi așa ceva. Dar v-am spus, acum mai modern și mai comod, pentru că acum a ieșit și comoditatea asta în sensul, nu doar am văzut, adică ca informație, n-am văzut în mod practic. Sunt firme specializate care pot incinera mortul, adormitul, cenușa respectivă o supun unor procese chimice și fac un diamant sau o bijuterie pe care tu o poți la inel, la cercel și este tatăl tău, mama ta, fratele tău, sora ta. Deci am văzut întreaga emisiune pe Discovery. Da. Tot felul de invenții și nebunii paranormale, na. Mai citisem tot legat de evrei că un motiv pentru care sunt atât de împotriva incinerării este că le-ar aminti de Holocaust. Nu știu dacă are vreo problemă. Deci problema aceasta cu Holocaustul este o problemă ultrasensibilă. Deci ea, în al doilea război mondial, a fost o mare nenorocire a istoriei. Deci noi avem câteva nenorociri pe planetă care n-au făcut cinste umanității în raport cu Dumnezeu și umanitatea. Cruciadele care s-au ucis creștinii între ei. Un lucru urât și nefolositor, pentru că Dumnezeu nu îndeamnă la război și la ură. Apoi, Holocaustul ăsta de care vorbim, exterminările astea, care iarăși n-au fost niște acte umane, deci au fost niște barbarii. Inchiziția, altă nenorocire în Spania, ea a avut vârful, apogeul. Am citit niște statistici în care aveau nu știu câți arși pe rug, nu știu câți spânzurați, nu știu câți decapitați, chinuiți, uciși. Bine, și Biserica Catolică a lepădat acest lucru, nu se laudă cu el. Deci Papa Ioan Paul al II-lea, când trăia, și-a cerut scuze în mod public pentru acest lucru și chiar și pentru unele efecte ale cruciadelor de atunci, la 1202, din timpul lui Ioan Vecos, când el n-avea nicio problemă. Deci umanitatea a trecut prin momente barbare, apoi comunismul, o altă nenorocire, o altă hidră hidoasă și altă blestemăție. Păi dacă ne gândim la doctrina aceasta comunistă adusă pe planetă, gândiți-vă că numai bietul Stalin, Dumnezeu să-i socoate faptele și nebuniile, numai el a ucis peste 10 milioane de creștini. Și îmi spunea bunicul meu un lucru netrecut în cărțile de istorie. Noi vorbim de toate barbariile astea, dar când s-a făcut epurarea Bucovinei și Basarabiei și a Bucovinei de Nord, în timpul Anei Paucăr și în timpul stalinismului și în timpul bolșevismului rus, s-au luat români de-a întregul, bărbați, copii, femei, i-au dus în Siberia, au murit înghețați, au stat acolo, au muncit prin lagări, au fost lăsați în voia sorții, unii au murit de foame, unii au înghețat, că da, învățați de aici, din zona noastră, duci la minus 60 de grade, îți dai seama cu ce erai într-o bucceluță, și cred că vreo 2-3 milioane, dacă nu și mai bine, de oameni, le-au rămas osemintele acolo în Siberia, pentru că moșul meu a făcut parte din ei cu prezonieratul și stând 7 ani la Donbas, după aia el s-a întors acasă prin ajutorul unei doctorițe rusoaice care l-a văzut un om așa isteț și a spus: eu am să te ajut să ajungi înapoi la casa ta. Și după 7 ani l-a ajutat de a ajuns în Moscova, din Moscova în Cernăuț și din Cernăuț pe jos acasă. Și spunea că se umpleau gurile de mină
de unde fusese mine părăsite, se umpleau cu morți care erau puși în stive și înghețau, că n-aveai ce faci cu ei. Uneori ajungeau cu vagoanele gata înghețați, că ei lăsați prin triaje, flămânzi, nespălați, neîngrijiți, de nimic. Îi umpleau în gurile alea de mină, detonau gura la mină, se planta mesteceni, parcă spunea, și nu mai știa nimeni de ei niciodată. Deci astea sunt niște, într-adevăr, niște atrocități a istoriei care sunt, cum să vă spun, incalificabile. Adică nu poți tu ca om, vedeți, eu am văzut odată o postare, pe drept cuvânt aș avea justificarea într-un fel. Cineva pusese un text din acesta și scria cam așa: sunt supărat pe Dumnezeu. Unde era el când unii oameni ucideau pe alți oameni? Nu asta e treaba lui Dumnezeu, să se ocupe de relațiile dintre oameni. El le-a dat poruncile să ne iubim unii pe alții, să ne iubim pe aproapele ca pe noi înșine, să nu ucidem, să nu furăm, să nu desfrânăm. Nu-i treaba lui să vină să stea cu ciomagul și să ne cotonogească pe cei care greșim. Păi gândiți-vă numai și la noi aici în România, în poporul ăsta nostru românesc, câte închisori comuniste, vedeți, noi câteodată îl criticăm pe Ceaușescu, mă rog, în mod samavolnic, în mod, mă rog, îndreptățit, poate câteodată în mod nejustificat și spunem așa, o, Ceaușescu. Ceaușescu a fost primul președinte comunist care a golit pușcăriile de toți deținuții politici și a trimis la casa lor cu arest la domiciliu, cum avem astăzi. Te duci din când în când la poliție și dai cu semnătura, ești sub supraveghere. Dar gândiți-vă că în vremea lui Gheorghiu Dej și a lui Petru Groza au gemut pușcăriile comuniste de intelectualitatea interbelică, pentru că toți cei care s-au opus instaurării comunismului, toți cei care au fost simpatizați cu mișcarea legionară, toate nebuniile astea ale istoriei de atunci, toți au fost în masă strânși, băgați în pușcării și uciși până n-a rămas la unul. Deci, efectiv zac martirologiile astea ale închisorilor de oameni uciși de alți oameni. Deci, crime oribile, ăsta e cuvântul. Deci, e urât și a descrie, pentru că, cum să vă spun, unele sunt povestite, dacă citiți Mlaștina Disperării sau Oranche sau Hotarul cu cetăți sau dacă citiți Mărturii din Întuneric sau cărțile scrise de Zosima Oancea, de Dumitru Grebenea, de Dumitru Bejan, Gulagul Sovietic scrisă de Solzhenitsyn sau nu știu cum îl cheamă pe tipul ăsta, că nu i-am pronunțat poate corect numele. Deci au fost mari nenorociri în istoria omenirii. Ele, într-adevăr, sunt niște acte de rușine în istoria umanității. Dar noi trebuie să ne străduim astăzi, în epoca asta care o trăim, să nu mai ajungem la așa ceva. Și totuși, în ciuda faptului, aici nu trebuie să ne dăm după deget, comunismul nu s-a instaurat în Europa fără voia și știința americanilor. Pentru că bunicii mei, fiind doi, unul conservatorist și unul socialist, când se întâlneau, se certau amândoi. Unul era bunicul din partea nănașului meu, care făcuse poarta albă cu legionare, era pro-conservator România, celălalt fusese cu frontul sovietic când i-a trecut prutul mareșalul Antonescu și când s-a dezarmat și s-a întors frontul, i-a cules fără drept de a mai trage, că era încheiat armistițiul respectiv și i-a dus la mină, i-a dus la prizonierat, au stat în lagăr. Cel care stătuse în lagăr la mină avea conceptul sovietic de gândire și spunea, bă, nu vă jucați cu rușii că ăștia sunt periculoși, aveți grijă ăștia dacă vor într-o noapte ne cuceresc. El trăia spaima acelor ani petrecuți acolo. Ăsta la altul, dacă era mai rebelionos așa și mai orgolios, așa tot spunea, vin americanii și ne salvează, vin americanii și ne salvează. Și ăsta, dacă făcuse frontul sovietic și lagărul, spunea, bădig, George, mă uit la mata că ai 80 de ani și ești mai prost ca un copil de 2 ani. Cum poți să crezi tu vreodată că pe ei interesează dezmățața aia ce facem noi aici? Noi aici ni mor oasele. Aici în Balcani murim. Să ții minte, ai să mor și nu o să mai vină americanii. Și așa a fost. Deci, unul din ei a murit la Revoluție atunci în preajma lui Sfântul Arhidiacon Ștefan
și n-a apucat să se bucuri de libertatea deplină, de ce numim noi astăzi, mă rog, marea democrație. Iar celălalt a murit cu un an înainte de a se termina comunismul, dar cu orgoliu și cu ideea că într-o zi trebuie să vină americanii să elibereze. Ori, vedeți, astea sunt niște lucruri geopolitice, geostrategice, sunt niște convenții internaționale făcute între mari capi ai lumii, care ei împart lumea pe hartă, cum spune Eminescu. Unii împart lumea la tarabă, când la ziua aceea de mâine abia cuget un sărac, știi? El n-are după ce bea apă și ceilalți fac cu creionul bucăți cine mai ia, de unde mai ia și unde mai pune.